Ceea ce doresc să vă spun este că, fără îndoială, ne găsim în fața unei situații nu numai inedite, dar spune de o gravitate excepțională. Și acum, dacă îmi îngăduiți, v-aș ruga pentru o clipă să facem abstracție de persoane, de nume. Și aș dori să vă imaginați următorul lucru. Să presupunem că premierul în funcție al României ajunge să fie pus sub urmărire penală. Și sigur că, așa cum o serie de voci, mai ales opoziția, cere, putem asista la o demisie a primului ministru în funcție, la o criză politică și urmează la, în fruntea guvernului, să fie numit liderul opoziției. Liderul opoziției nu este chiar o persoană care să aibă un dosar perfect fără niciun fel de pată și ar putea, la rândul lui, să fie acuzat în același dosar, având în vedere că societatea de avocați din care făcea parte apăra partea adversă în procesul în care este implicat și unul din senatori și primul ministru actual. Și am asistat atunci, iarăși, la o declanșare de urmărire penală și o nouă criză de guvern. Credeți că este normal ca într-o țară democratică cu regim parlamentar un procuror, poate a cărui pricepere profesională nu pot să o apreciez, dar am posibilitatea să îmi pun niște semne de întrebare, câtă experiență are la 27 de ani și câtă responsabilitate are, să răstoarne, să zicem, două guverne în decurs de o lună de zile. Lucrurile acestea, până în final, privite, aș spune, cu detașare din exterior, pot să ducă pe foarte mulți la concluzia că este o încercare de lovitură de stat, pentru că lovitura de stat ce înseamnă? Înlăturarea unui regim democratic ales prin instituțiile de forță ale statului. Deci, domnule Popescu? Greu de suportat. Oricât aș fi văzut și oricât de rece aș fi a face autopsii pe aceste cadavre politice umblătoare, cum e individul ăsta Tăriceanu, e greu să-l suport, să aud atât. A zic că ăsta e o slugă, omul ăsta, un slugui. A fost pus acolo de domnul Ponta, de PSD, luat de ceafă, ca pe un pisoi l-a luat și l-a pus în funcția aia de la Senat, președintele Senatului. Deci după ce știe o țară întreagă cum ai ajuns acolo, că ți-ai trădat partidul în modul cel mai ordinar cu putință, da? Te-ai dus la Ponta în birou și ai cerșit un post și el ți l-a dat. Și acum vorbește fluent, are cravată, e grizonat, așa, ne vorbește de lovitură de stat, ne vorbește de democrație, de concepte, de apărarea cu tare a principiilor, da? Și el este un jeg rămas după prăjeală, pătigaia amestecat cu niște apă de la chiuvetă. Asta e pe dinăuntru individul ăsta, că nici măcar nu e o canalie de proporții ca Băsescu. Băsescu e o canalie solzoasă cu consistență. Ăsta e un slugoi. Așa. Și mai spune, hai să vedem, să luăm puțin argumentele, așa zisele argumente ale distinsului. Unul din ele e foarte interesant. Un procuror de 27 de ani, zice. Cum să răstoarne două guverne un procuror de 27 de ani, spune distinsul. Da? Păi tot așa cum domnul Ponta spunea acum o jumătate de oră la televizor că el este singurul demnitar ajuns la nivelul ăsta care și-a sărbat majoratul după decembrie 89. Deci domnul Ponta a prezentat tinerețea lui în raport cu funcția de premier ca pe un mare atu. Sunt singurul care mi-am sărbat majoratul după 89. În vreme ce domnul Tăriceanu spune că e un defect al acelui procuror faptul că are 27 de ani. Păi ar trebui să se pună de acord. Cum e?
E bine, e rău să fii tânăr într-o funcție? Da, nu, asta e, nu, asta e preocupă, păi dă bine, știi, când spune, vine domnul Tăriceanu, știi, cu distinția asta lui de sac umplut cu gunoi, dar foarte frumos ambalat. Vine și spune cetățenilor din țara asta, domne, cum băiatul ăla de 27 de ani să dea jos două guverne și mulți, domnule Pândar, da, domne, păi cum adică, domne, uite, Tăriceanu ăsta, ăsta e un om serios, domne, și ăla ce are, un puș de 27 de ani, domne, mulți gândesc așa, ne? Pentru că apetența pentru superficiu, pentru suprafață, iarăși a multora dintre români, este uneori absolut dezolantă. Cel puțin pentru mine, se iau cu atâta ușurință, sunt atât de dispuși să se ia după niște aspecte din astea exterioare, un ins care e tras tot timpul la patru ace, care vorbește cât de cât fluent și are o atitudine din asta de om important, așa, și, domne, responsabil și mai departe, este și credibil. Asta e suficient să vii cu elementele astea pentru ca lumea să zică, da, domne, domne, are dreptate. Și nu mai stă să se gândească ce emite individul ăla acolo. Cum poate domn Popescu să continue toată povestea asta? Mâine Parlamentul va vota cu siguranță împotriva cererii DNA. Da, va vota. Și cu asta basta. Mergem înainte. Ce se întâmplă? Nimic, deocamdată nimic. Nu pleacă, Ponta nu pleacă de acolo. Ar fi și în momentul ăsta, așa cum s-au așezat lucrurile, nici nu mai poate să plece. El ar fi putut pleca în primele momente. Și ar fi putut da demisia dacă își dădea pe loc atunci și spunea, domne, așa cum am spus, dacă se începe urmărirea penală împotriva mea, ca și spus la televizor, expressis verbis, atunci îmi dau demisia. Dacă făcea lucrul ăsta pe loc, atunci era în regulă și ieșea chiar cu un anume plus de imagine din povestea asta. Acum nu mai poate. Și să vrea, nu mai poate. Pentru că s-au așezat blocurile politice față în față, n-ai cum să te mai extragi acum din ciocnirea asta frontală. Trebuie să rămână acolo, miza e mult prea mare pe el, partidul e cu el, deci vor merge înainte, nu se întâmplă nimic. Bineînțeles, vor fi reclamații, sesizări la Curtea Constituțională, la în alta curte. Da, o întrebare. Credeți, apropo, că mâine, după ce se termină votul, ambasadele străine, ambasada Statelor Unite la București, a Germaniei, a Olandei, ambasade care trimiteau comunicate de presă, țineți minte, cred că au trimis după Șova, dacă nu... Da, sigur. Mâine vor face același lucru? Vor face. Probabil că vor face. Da, e foarte probabil să facă lucrul ăsta. Și? Păi, și care e problema? Ce spune asta despre România? Adică ai niște ambasadori care... Dom'le, mizează, domnul Ponta, mizează pe asta. Mizează pe naționalismul care caracterizează PSD-ul de vreo 3 ani, 4 ani încoace și a introdus o componentă naționalistă din ce în ce mai agresivă, mândri că suntem români. Mândri că suntem români. Nu ne spune Bruxelles, nu ne spune Washingtonul ce să facem, domnule. Pe asta va merge. E limpede că pe asta mizează. Cum a mizat și în 2012, în timpul referendumului? Deci dacă azi citatul este nu ne schimbă guvernul un procuror de 27 da? De ani, mâine va fi nu ne schimbă ambasadilii străine. Ambasadilii străine, exact. Asta va fi tactica și are destule șanse de reușită. Există suficientă masă populară care crede în așa ceva. Pentru România asta ce înseamnă? Rău, bitește. Nu poate să însemne nimic bun. În exterior am spus că înseamnă o imagine din ce în ce mai rea. Dar aș vrea să mai spun un lucru înainte să ne oprim. Aș vrea să nu uit. Eu am făcut o afirmație la care au sărit în sus diversi pe la televiziuni, peste tot. Am spus că imunitatea este o reminiscență comunistă.
imunitatea parlamentară. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că nu are sens să existe imunitate nici măcar pentru declarații politice. Că asta e discuția, da? Să existe imunitate doar pentru declarații politice și în rest, pentru arestări preventive, pentru urmărire penală, pentru astea, să fie parlamentarul supus acelorași reguli ca oricare cetățean. Eu spun mai mult decât atât. N-are niciun sens să fie parlamentarul imun pentru declarații politice. De ce? Pentru un motiv foarte simplu. Pentru că orice cetățean al acestei țări este imun pentru declarații politice. Este by default, este de la sine înțeles. Prin Constituție, și dumneavoastră și eu putem să facem ce declarații politice dorim în calitate de cetățeni și nimeni n-are dreptul să ne ridice, n-are dreptul să intenteze o acțiune în justiție împotriva noastră pentru declarații politice. În calitate de simpli cetățeni. Firește, excluzând ce prevede clar legea și Constituția. Xenofobie, nazism, antisemitism și așa mai departe, alea care sunt trecute în lege. Dar atâta vreme cât faci niște declarații politice care nu sunt interzise de lege, tu, ca cetățean, ești imun. Ați văzut un cetățean în 25 de ani? Unul singur. Aveți perfectă dreptate. Ba da, vă spun, a existat, uite acum gândeam. Da, domnul Ciuvică. Domnul Mugur Ciuvică, împreună cu un asociat, au fost ridicați de pe stradă de către Ministerul de Interne al domnului Rus, atunci era ministrul de interne, și al premierului Năstase, prin 2002-2003, au fost ridicați de pe stradă pentru opinii politice. Pentru că puseseră pe net un armagedon și așa mai departe. Da, au fost, iată că avem un caz de felul acesta. Unul. Dar în 25 de ani, oamenii din țara asta nu au suferit pentru că au spus, dacă te duci acum și spui, domne, Ponta e un hoț, Băsescu e un tembel pe stradă, eu vreau să vină la putere țărăniștii, n-are nimeni, nu te poate ridica nimeni. Da? Deci imunitatea asta există pentru oricare cetățean. Și cu atât mai mult pentru că are parlamentar. A fost luat vreun parlamentar vreodată de către justiție pentru vreo declarație politică și slavă Domnului. Chiar de la tribuna Parlamentului s-au aruncat niște acuzații înmărmuritoare acolo și niște afirmații teribile. L-a luat justiția pe careva? Deci nu este nevoie de niciun fel de imunitate, nici măcar cea pentru declarații politice, pentru că ea oricum există pentru oricare cetățean din această țară. Ați făcut această clarificare. Înainte să ne despărțim, domnule Popescu, în seara asta, vă mai întreb o dată legat de solidaritatea asta pe care o manifestă cetățenește. Care? Ăștia cu PSD-ul în jurul lui Ponta? Păi n-au altă cale. Ce să facă? V-am spus, nu au altă cale. Ce așteptați de la ei? Deci, imaginați-vă contrariu, da? Întotdeauna să facem exercițiu reducerii la absurd. Da? Deci hai să ne imaginăm contrariu. Mâine este cu o majoritate confortabilă, Victor Ponta este dat pe mâna procurorilor. Cum sună asta? Păi este ca și cum întreg Partidul Social Democrat și-ar trage un glonț în cap în momentul ăsta din punct de vedere politic și electoral. E ca și cum și-ar recunoaște vinovăția până în prăsele, până în bojoci. Pornind cu Ponta, nu? Care este șeful partidului, înseamnă practic că partidul, printr-o astfel de hotărâre, apare în fața poporului și spune, da, domne, sunt un partid corupt, așa am fost în toți anii ăștia și aștept să fiu judecat. Cum să fac așa ceva?